Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Bumbejiu au fost sesizați prin apel 112 de către un minor cu privire la faptul că, fiind singur acasă, a luat ATV-ul părinților și în timp ce se plimba cu el a intrat într-un stâlp. Din primele verificări efectuate de polițiști ajunși la fața locului a reieșit faptul că un minor, în vârstă de 13 ani, din Schela, în timp ce conducea un ATV pe 664 din direcția satului Arsuri, către satul Sâmbotin a pierdut controlul direcției de mers, a pătruns pe contrasens intrând în coliziune cu un indicator rutier ulterior răsturnându-se într-un șanț. În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală a minorului care a fost transportat la Spitalul Orășenesc Bumbej Jiu pentru acordare de îngrijiri medicale de specialitate. În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul fără a poseda permis de conducere.